Te salut, David. De astăzi ești în familia CSO Filiaș. Doar ce ai semnat contractul, cum te simți? Bună ziua, mă simt bine. Am mai fost aici acum 2 ani, știu băieții, știu antrenorul și sper să facem o treabă foarte bună. În primul rând să intrăm în play-off și de ce nu să ne batem și la promovare, pentru că jucătorii sunt foarte buni și am încredere în noi. Spune-mi, te rog, cum ai văzut tu parcursul echipei din Cupa României și tot acest sezon, cum ai văzut tu? Sincer să fiu, a fost un parcurs excepțional. I-am urmărit pe băieți, o performanță incredibilă pentru orașul Filiaș și pe calea aceasta țin să-i felicit. Spune-mi, cunoști băieții de aici, ai prieteni, ai, să zicem așa, ești te-au adăugat în familie mai ușor? Cum a Da, fost? clar, îi știu, am mai fost aici, cum am spus, acum 2 sau 3 ani. Îi știu pe majoritatea dintre ei și sunt niște băieți de caracter. Și mă înțeleg foarte bine cu ei, m-au primit foarte ușor și călduros. Un mesaj pentru suporterii CSO Filiaș și pentru întreaga comunitate? Un mesaj pentru suporteri ar fi să vină la meci un număr cât mai mare și să ne susțină, pentru că o să facem treabă foarte bună. Mulțumesc mult și mult succes! Vă mulțumesc și eu.